și a revenit cadrat la prof online de exerciții de matematică la geometrie. Și nu uitați să dați like, share. Like. Sau share, da? Da. Ok. Tema pentru... pentru acasă. Mâine au geometrie. La geometrie, da? Da. Geometrie. Poftim, nu pornim. Dați-mi eu carte că dictez eu ca să vă învățați. Uite, mama, 45. Cum să vorbiți? Ce, ce exercițiu? Zice, te repet. 18 și... fie triunghiul ABC drept unghi, 18, de la pagina... 145. 145. Fie triunghiul ABC drept unghi în B. Triunghiul ABC drept unghi în B. ABC. Dreptunghi când B. Măsura lui B. Da? E da. Egal cu cât cu 90 de grade. Și A, M, bisectarea unghiului BAC. Și A, M, M, bisectarea unghiului BAC. Și B, A, C, unde M aparține lui BC. M aparține lui BC. Da? Segmentul BC. Desenăm sau începem cu cerința? Hai să desenăm. Deci un triunghi dreptunghic în B. Da? De regulă, eu notez triunghiul dreptunghic așa, îl fac cu vârful unghiul de 90 de grade. Voi aveți un echier repede și puteți să desenați. Puneți-l așa. Așa se face și voi. B. A. C. Da. B, A, C. Că așa a zis problema cu unghiul drept în B. Da. Da. Unghiul drept în B. E vorba de A, M bisectoare. A, M bisectoare. Ce face bisectoarea unui unghi? Împarte unghiul în două unghiuri congruente, da? Sau două unghiuri de aceeași măsură, spunem, da? Iată. A, M bisectoarea, deci unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Mai departe, te rog. Așa. Să... A, dacă MP este perpendiculară pe AC. Dacă MP, tot în ipoteză. Tot în ipoteză. MP perpendiculară pe AC. Hai să duci și noi MP. Da. Pe aparține deci, lui AC. Exact. Din M coborâm perpendicular. Da? MP perpendiculară pe AC. Da. Arătați că TB congruent cu TP. T, T? De unde T? B. La T cine este? Ne mai spune undeva? T aparține la M. Le? T. Deci, dacă MP este perpendiculară pe AC, P aparține lui AC, arătați că TB congruentă cu TP, pentru orice T aparține lui AM. Pe AM, da? Da. Pentru orice T. Luăm un T aici. Da? Un T unde pe AM oriunde vrem noi. Să arătăm că TP TB congruentă cu TP. TB cu TP. Așa atâta, e o singură chestiune. Asta e la A, domnul profesor. Deci A mic. A mic. Și la B mic. TB. Segmentul TP congruent cu segmentul TP. Pentru orice T aparține la M. Și la B mic, dacă MP intersectează AB, deci MP intersectează AB, MP și egal cu Q, MP intersectează AB într-un punct acolo, Q. Cred că era mai bine să fac figura mai jos ca să nu fiu nevoie să șterg acolo. Cred că am să-și fac așa. Deci am avut așa. Un triunghi dreptunghi. În B. În B. A. B. B. A. C. Am dus bisectoarea. A. M. A. M. Am coborât M. P. Perpendiculară de AC. Am socotit un punct T oriunde pe
A, M. Și T, B, să fie că T, P, P. Aici, da. P, da? Da. Și acum, dacă MP intersectează AB, MP-ul îl prelungim. Intersectează AB în punctul Q. În punctul Q. Arătați că AM este perpendiculară pe QC. A, e perpendiculară pe QC. Pe QC. T-ul ăsta nu-i pe... Îl luăm mai în afară? Mai interior, da, mai ca interior. Să nu intrăm într-o situație particulară de acolo. Deci... Avem așa, un triunghi dreptunghi cu unghiul drept aici, în B. Da, triunghi dreptunghi cu unghiul drept. Am dus bisectoarea. Imediat, Adi, la ce te gândești bisectoarea? Împart unghiul în două părți egale. Și încă o calitate mare bisectoarea. Este și mie de altoare? Nu, asta este în triunghi isoscel înalt. Dar are o calitate, toate punctele... Toate punctele de pe bisectoare sunt la egal depărtate de capetele segmentului. Nu, aia e la mediatoare, le-ai amestecat. Uite mai aia. Când am zis bisectoarea unui unghi AB, asta este bisectoarea, da? E bine, faptul că duc bisectoarea, împarte două unghiuri congruente, da? Și punctele de bisectoare sunt la egal distanță de laturi. Adică asta, asta și cu asta. Asta și cu asta. Asta și cu asta. Deci toate sunt la egale sau în distanță, asta e cât asta, asta e cât asta, asta e. Asta e calitatea. Bisectoarea e formată din toate punctele situate la egale distanțe de laturile unghiului. Ceea ce știai tu, când am un segment și duc mediatoarea, mediatoarea unui segment e format din toate punctele la egale distanțe de capetele segmentului. Da? La mediatoare te referi, da? Amesteca mediatoarea cu bisectoarea. Insist. Deci, când am zis că am dus bisectoarea AD, înseamnă că la orice punct m-aș referi de bisectoare și-ar duce perpendiculara din punctul ăla pe latura asta și pe latura cealaltă, astea două segmente sunt egale. Alt punct, altă situație. În concluzie, fără să stau pe gânduri, în mintea mea, când vorbesc de bisectoare, îndată mă gândesc, în afară de faptul că parte unghiul în două unghiuri congruente, mă gândesc și de calitatea asta formidabilă de a fi la egală distanță, punctele bisectoare la egală distanță de laturile unghiului respectiv. Păi asta înseamnă că T, B e cât T, B, atunci. Cum? Că punctul T e pe... Da, dar n-am dus perpendiculară. A, dar n-am dus perpendiculară. Asta e mai, da? Era. Deci nu ducem, n-am dus pe lumea, nu pe T cu B. Da. Așa. Acum, haideți să vedem ce ne spune problema. Deci, am dus bisectoarea. Locul în care înțeapă bisectoarea pe cine a înțepat, a intersectat pe BC, este un punct M. Da? Și acum, fie T un punct oricare de pe bisectoare, mai încolo, mai încoace, pe aici, pe undeva. T, B, totdeauna e cât T, P, în condițiile astea. M, B, e cât M, B. Iar... acolo e perpendicular. Asta e. M, B, e cât M, B, copii. Acolo uite, M, U, care e pe bisectoare, fiindcă am dus M, B cât M, am dus perpendicular. În clipa asta, M se bucură de calitatea aceea de bisectoare și fiind la egală distanță, pentru că M, B e perpendiculară, M, P e perpendiculară. Da, asta este. Super. Acum, noi știm că M, B este cât M, P din calitatea aceea a punctelor de pe bisectoare. Da. Da? Păi să luăm triunghiurile, că zici fie ca T, B congruent cu T, P și eu m-am gândit așa, fie triunghiul T, B, M. T, B, M, da. Și T, M, P. T, B, M și T, M, P. Ce au cele două triunghiuri? Au unghiul
au unghiurile de 90 de grade TBM și TB... TBM? Ăsta nu-i de 90 de grade. TBM nu. Uite-te. Au mătă comună. Mătă comună. Da. Au BM congruent cu MP. Excelent. Două leau. Îți trebuie unghiul obligator, acum fuge mintea de foarte tare. Dacă unghiul dintre ele ar fi congruent, ar fi treaba rezolvată. Oare unghiul acela BMT? BMT. Și... Păi nu i-o pus la vârf? Aia nu. Îți dus în prelungire, nu? Asta a fost în prelungire, asta a fost în prelungire, sunt unghiul pus la vârf. Deci BMT și cu AMC sunt congruente ca fiind opuse la vârf. Și avem demonstrație. Și avem ce nu trebuie. Corect. Dar ce a fructificat autorul? În clipa în care ne-a spus oriunde te duce tu cu T, T, B, C, T, P, ce ascundea el? Congruența triunghiului ăsta, da. Da? Dar triunghiul ăsta ar fi fost congruente fără să știi că M, B e cât M, P? Nu. Ai. Deci el merge, Miruna, merge și spune așa. Mă opresc, fiindcă am nevoie de T, B. Și am nevoie și de T, P. Visez să găsesc două triunghiuri în care se intre o dată B, T și în alta T, P. P. Și ce triunghi să fie decât B, T, M și T, M, P. Și acum ne concentrăm la cele două triunghiuri. Ce au cele două triunghiuri? M, T comună? Da. B, M congruent cu M, P. Aiei, dacă nu aveai asta. Dacă B, M nu știai cât e M, P, nu știai chestia asta, calitatea punctelor de pe bisectoare este aceea că orice punct ai lua e la egală distanță. Distanță de... Și asta distanța se măsoară cu perpendiculara. Doar cu perpendiculara. Doar cu perpendiculara. Am făcut greșeala să zic că TB, TP, dar nu era perpendiculară. Că și tu e pe bisectoare. Uite, Adi, eu pot să le iau și pe aici, pe T. Tot așa. Dar nu e perpendiculară. TB și cu TP nu sunt... Nu sunt perpendiculare pe laturile unghiului. Doar M se bucură de calitatea asta, că e M, B perpendicular pe latura unghiului și M, P perpendicular pe latura unghiului de aici. Dar de unde știu că e M, B perpendicular? Pentru că triunghiul a fost luat ce fel de triunghiuri. Ce fel de triunghiuri? Dreptunghi când B, nu degeaba. Ce mai știu? Că am dus noi M, P perpendiculară. Noi am dus-o. Și atunci noi ne-am construit pe M, P și pe M, B de așa știută, ca fiind distanțele și fiind punct de pe bisectoare, e la egală distanță. Deci fără egalitatea asta nu puteam arăta cele două triunghiuri sunt congruente. Miruna, vrei să întrebi ceva? Nu. Ți-e clar aici? Da. Da? Deci aici a fost, practic, dacă nu știam calitatea punctelor bisectoare de a fi la egală distanță, nu puteam să facem probleme. Nu puteam să ducem la congruența triunghiurilor. Da? Acum vorbește tu, Adi, te rog. Demonstrație. Demonstrație, punctual. Fie triunghiurile. A? Demonstrație. Fie da. Triunghiurile BMT. BMT. Și triunghiul TMP. TMP. Despre cel două triunghiuri poți spune ca. Ca TM latură comună. TM latură comună. Unghiul BMT. Foarte bine, da, BMT. Congruent cu TMP. Cu TMP. Este BMT cu BMT cu TMP. TMP, da. Foarte bine. TMP. Și o zicem în paranteză că s-o puse la vârf. Da! O puse la vârf. Așa. Și BT cât TP. BT. Așa, BT congruent cu TP. În ce calitate? BT cu TP. Punct de pe bisectoare. Și aici menționăm
menționăm foarte clar așa, că DB perpendicular... Asta trebuie să demonstrăm. Păi, asta trebuie să demonstrăm? Nu! Nu, nu, nu. Am zis BT, da. BT este că DB și motivăm de ce. Fiindcă DB, DB e perpendiculară... MB, domnul profesor. Cum? MB este cât MP. Așa. De asta a zis că l-a greșit. MB... MB cât MP. Așa știm. Și acum motivăm. MB, da? MB este... Cât MP. MB cât MP. Da. Și motivăm de așa. Ce? Așa. Cât MB... Nu, cât că MB. Că MB este... MB este perpendiculară pe AB. Nu, bă, nu, AB. Pe AB, pe AQ dacă vrei mai mult, dar noi ne oprim aici la pe AB. Pe AB. Pe AC. Că MP e perpendiculară. Pe AC. Perpendiculară pe AC. Și că AT bisectoare, iar AM bisectoare, nu? Avem AM bisectoare și că M este un punct pe bisectoare. M aparține lui? AM. Lui AM, hai să spunem AM. AM, da. Este un punct al bisectoare. Bun. Asta ce am spus eu în practic în culise? Că punctele de pe bisectoare sunt la egală distanță. Am arătat că asta, MB și MP, sunt distanțele. De la un punct al bisectoare, da, deci sunt egale. Și conform cazului de congruență care? Latură unghi latură, da, lul, ce rezultă? Rezultă că triunghiul BMT. Triunghiul BMT, vorbește tu. E congruent cu triunghiul BMT. BMT, congruent cu? BMT. BMT. Și din congruente rezultă din congruență că? Că TB e congruent cu TB. TB congruent cu TB. Că măsura... Subliniem că asta trebuia să demonstrăm. Asta trebuia să fie clar, da. Că măsura lui MBT e egală cu măsura lui MBT. Unghiul, da? MBT. Egală cu măsura lui MBT. Dacă spui unghiul măsura... Unghiul sunt congruente, mama, că nu știi măsura. Știe măsura? Nu, păi congruență. Ori spune că sunt congruente, au aceeași măsură. Că două unghiuri sunt congruente, dacă au aceeași măsură. Ea folosește măsură. Dar de regulă spune congruență. Hai să zicem. Congruent. Unghiul care e? MBT. Congruent cu unghiul? MBT. MBT. Adică de apropo asta? Da. MBT, care se uită spre MT, tot spre MT se uită și ăla de MBT, da? Și al treilea unghi? MTB. 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 Congruent cu MTB. Da, e corect. MTB, ai spus așa, MTB. L-a scris tot B. MTB, corect. Bine. De-aia tu ești atentă și mă atenționez, mă bucur foarte mult ca să mă lăsăm niște. În final, asta trebuia să arătăm. Doar asta. Dar noi am arătat încă din reflex și celelalte de elemente ale... Acum am făcut punctul A, punctul B. Ce spun la punctul B? Trebuie să demonstrăm că AM e perpendiculară pe QC. Cu AM. Adică AM aia care era bisectoare. Da. Dacă o prelungim. Dacă o prelungim, pică perpendiculară aici. Păi exact. Păi noi să demonstrăm? Păi exact, așa. Exact. Adică trebuie să avem argumente, să vedem de ce. Trebuie să demonstrezi că unghiul ăla e 90 de grade. Dar cu ce am notat... Putem să notăm noi cu ceva, cu râ, cu ceva. Cu locul de pică? Da. Cu râ, poftim. Și cu ce am notat unghiul de sus? Cu Q. A. Așa, chiar autorul meu. Înseamnă că Q,
triunghiurile de 90 de grade, nu? Deci tu ce spui? Dacă ai să arăți că unghiul care? Nu, dacă a zis trebunghiul? A zis că chiorul trebuie să fie cu mără M. Chiorul mă cât chiorul mă. De 90 de grade. Chiorul mă cu mără chiu, da? Adică cu... Cât mără că. Mără că, da. Adică... Dar, de fapt, dacă arăți că-s congruente, când un unghi e congruent cu vecinul său, cum se cheamă vecinul său acolo? Cum se cheamă unghiurile acestea? Suplimentar. Suplimentar, da? Da? Deci e suplimentul, suplimentare, atunci e clar că 90 de grade. Dacă ăsta e congruent cu vecinul său, cu suplimentul său, suplimentul înseamnă că împreună făceau 180 de grade, da. Și fiind subcongruente... Și care? Care domn profesor? Ea spune așa. Voi arăta că e cu unghiul Q-R-A. Nu, Q-R-M. Sau Q-R-M până aici îl vede. Care e chiar același lucru cu Q-R-A, cum am zis, da? Ar fi congruent cu M-R-C. Dar ca să arăți că unghiurile astea sunt congruente, Miruna, ar trebui să arăți ce? Că... QM e cât MC? Dacă ai demonstra că QM este cât MC, triunghiul visor cel, și dacă ar pica la mijloc, atunci ar fi și mediană și bisectoare de toate. Dar nu știu că R e la mijloc Q, QC. Și nici că M, Q e cât MC. Nici cât QM e cât MC. Și poate chiar nu sunt. Dar de ce A, M. Toată lumea, sau problema se învârte în jurul punctului M, M. Păi că eu pus la vârf. Nu, tot aruncă vorba așa, că eu pus la vârf. Cine să fie cu oricine? Trebuie să spui un unghi opus cu alt unghi, Adi. Dar acolo, aș vrea să priviți în triunghiul A, Q, C. Că a luat nașterea acest triunghi A, Q, C. Andra. În triunghiul AQC. AQC. Îl vedem? Da. AQC? Aș vrea să... Ce este QP? Înălțime. Da. Este înălțime, că da, e perpendiculară. În AQP e înălțime. Ce este CP în triunghiul ăla? La AQC. În triunghiul AQC vorbim, da? Da. Perpendiculară. Păi e perpendiculară, tot înălțime, deci. Da. Deci avem... Și centrul cercului, nu? Și atunci... Nu te grăbi, nu arunca cu... Adi, vreau să fii atent, atent, atent. Atent. Asta e. M-ul e. Deci îl vedem pe QP înălțime în triunghiul AQC. Corect. Îl vedem pe CB înălțime în triunghiul acesta. Iar cele două înălțimi s-au întâlnit în punctul M. Că nu așa am dus pe M, P, perpendiculară, deci e clar că Q, P sunt, intersectează cu B, C în M. Ce calitate capătă M în triunghiul Q, A, C? Ortocentru. Intersecția a două înălțimi, odată știută, da? Iată-l pe M capătă calitatea de ortocentru și cea de-a treia care trece și pe acolo e înălțime și nu mai pierdem timp. Super. Din concurența înălțimilor. Super. Da? Concurența înălțimilor. Deci, vedeți, apare triunghiul AQC în acel triunghi. Autorul nu i-a dat nimic de prisos, nici o informație nu este dată de aiurea, ci este drămuit. Dacă vreți, este zgârcit autorul. Ne dă minim de informații. Numai că noi trebuie să fim abili și să le folosim la maxim pe toate. Nimic nu trebuie de folosit. Părea aici că am dus din M perpendiculară M P pe AC. Nu văd unde folosesc. Da, ba da. Mai pe urmă zic și M P prelungită intersectează pe A B în Q. În clipa aceea apare punctul Q ca fiind un vârf al triunghiului QAC, iar QP este înălțime, e perpendiculară din vârful Q. Deci perpendiculară din vârful Q pe latura AC. Iar
fosta cateta lui a triunghiului ABC, adică CB, când am vorbit de unghiul B, părea unghiul B din ordine gradiunii ne folosește. În două locuri ne-am folosit. Unde? Odată că am putut vorbi de M, B cât M, P, M pe bisectoare la egală distanță, da? Deci, vedeți, toate lucrurile sunt foarte, foarte bine date acolo în problemă, încât să ne fie de folos. Așadar, Adi, cum crezi tu că o să începem? Păi, cu QAC. Deci, fie triunghiul? QAC. Fie triunghiul QAC. În care ai C. În care am QP perpendiculară pe AC. QP perpendiculară pe AC. Rezultă că QP ce este? Deci rezultă că QP este, QP este înălțime. Așa, QP înălțime. Așa. AM, dacă îl prelungim, sau putem să zicem că AM, perpendicular pe QC. I am perpendicular pe QC. Asta trebuie să demonstrăm. Acolo trebuie să ajunge, dar deocamdată în triunghiul, în triunghiul ăsta QAC, adică am o singură înălțime. Mai întreb eu una. Ia uite și la CB, Miruna. Da. CB perpendiculară pe QA. CB pe QA? De unde avem acestea? Păi nu din ipoteză. Sigur că da. Deci ipoteză și aici, ipoteză și aici. Q, CB, așa ai zis, nu? CB. Da. CB. E perpendiculară pe AQ. AQ din ipoteză, pentru că așa a fost dat triunghiul. Ce fel de triunghi a fost dat în problemă? A, B, C, ce fel de triunghi este? Dreptunghic. Deci avem ipoteză. Și atunci asta capătă calitate tot de înălțime. Deci CQ, CB, înălțime și ea. Și ce mai știi? Că, că punctul M aparține lui BC. Uh-huh. Adică CB cu QP se intersectează în punctul M. Da. Scriem chestia asta. CB se intersectează pe BC. Pe B. Dar ce B a scris, domnul profesor? CB, da. CB, pe QP. QP. E egal cu mulțimea formată din punctul M. Putem să scriem pe ortocentru, domnul profesor? Acum a scris. Da. Pentru că pe cele două înălțimi s-au intersectat în punctul M, rezultă de aici, din cele două, că M ortocentru. Da? Punctul M este ortocentru. Și atunci, din faptul că este ortocentru, AM e perpendiculară. E cea de-a treia înălțime. Corect. AM. AM perpendiculară pe QC. De ce? Pe QC. Da? QC. AM perpendiculară pe QC. Și aici aș vrea să spun cea de-a treia înălțime. Cuvinte spuneți. Cea de-a treia. AM înălțime. AM înălțime. Sigur că da. AM înălțime. Atât? Da. Deci AM este înălțime? Nu, dacă două sunt intersectate, cea de-a treia trece pe acolo, din cauza că M e ortocentru, intersecția a două din ele, a treia este tot înălțime. Ceva nu ți-e clar? Da, nu înțeles nimic, mă zic. Eu îmi fac... Spune că de aia suntem aici. Trebuie să spui, uite, aici nu mi-e clar. De ce ați folosit asta? De ce ați folosit asta? Eu, de exemplu, am M, Q, congruent cu M, C. M, Q... M, Q, congruent cu M, C, n-am folosit asta. Nu, dar mă gândesc că... Dacă... Proprietăți are ortocentru, adică... Ortocentru nu are proprietățile de la bisectoare, dar punctul de la intersecția bisectoarelor e egal distanță de toate laturile triunghiului. Da? Pentru că el vine așa. Hai să insist aici. Deci, Mirna, uite, am să desenez un triunghi. Oarecare. Eu vreau să insist și voi să aveți puterea să mă întrebați, pentru că
Nu pot să știu de fiecare dată ce neclaritate aveți. Da? Și întrebându-vă pe voi, folosiți-o mie prilejul să fac lucruri cunoscuți și pentru cei care vor urmări filmul. Deci, vezi tu, la tine acum problema este așa. Despre ortocentru mirunat, înseamnă că ducem două înălțimi, două oricare. Asta, asta și asta. Ele nu se întâlnesc într-un raport, ceva, nu, n-am nimic de comentat aici. Ei, dacă două din ele le-ai dus, cea de-a treia, care trece pe acolo, nu-ți mai bate capul, este tot înălțime. Se poate demonstra, dar n-am să mă ocup acum de demonstrația acestei. Deci, două dacă s-au dus și ai putut dovedi că sunt înălțimi, cum am dovedit noi în problema asta de aici, că, iată, în triunghiul A, Q, C, care a apărut, aveam pe C, B, înălțime. Dată de ipoteză. Dată de ipoteză, că C, B era perpendicular. Unde era de B? 90 de grade. 90 de grade. Aveam că Q, P, înălțime, pentru că așa am dus-o noi, perpendicular, așa nu este autorul. Deci două înălțimi le aveam. Și atunci M apare în poziția de ortocentru. Da? Ortocentru. Și atunci, cea de-a treia este obligator înălțime. Vreau să insist pe chestia asta. E o tehnică foarte des folosită la concurent pentru a arăta că cineva e perpendicular pe o altă latură. O latură e perpendicular pe alta. Foarte des arătăm așa concurența înălțimilor. Ce spune tu, Miruna? Ca să arătăm că unghiul ăsta e congruent cu vecinul său, suplimentul său, da? Suplimentul. Ei bine, asta n-ar fi fost posibilă. Deci, tu te-ai gândit bine problema. Ar fi fost un mod de a judeca. Dar în contextul problemei de aici, nu valorificai deloc perpendicularitatea asta și cealaltă. Și când îți propui să dai o soluție în care să nu folosești ipoteza, nu ai nicio șansă. Da? Atenție! Chestia asta, de ce? Pentru că în condițiile în care te-ai fi dus ca triunghiurile să fie congruente, că îți trebuia ție asta, spuneai că MR e latură comună, adică vreau să faci efortul să mă urmărești. Ai momente când nu mai stai lângă mine. Stai, încearcă să vezi cu atenție totul. Că nu-i totul să dai niște răspunsuri la întâmplare uneori. Că poți să dai un răspuns la întâmplare, te bucuri foarte tare că dai răspunsul ăla, dar poți să fie, repet, o întâmplare cu răspunsul. Și noi trebuie totul să fie rodul unei gândiri, unui raționament. Deci spunea Miruna că ea se va strădui să arate că unghiul ăsta e cât ăsta. I-ar fi fost o idee deșteaptă. Dar cum să fac asta? S-ar se gândea să oprească la triunghiul Q, M, R și R, M, C. Despre cele două triunghiuri putem spune că au pe M, R comună și stop. Nimic. De aici încolo. Corect. Nu mai ai că M, Q, cât M, C. N-aveai nicio informație legătură cu asta. Nici un unghi pe acolo, nimic, nimic, nimic. Totul era... Era greu. Nu, e imposibil că în mod natural aici nu este... Deci congruența este, dar nu poți dovedi tu pe baza, pe partea cu triunghiul respectiv. N-ai niciun motiv. Da? Cum ar fi aici? Triunghiul ăsta în Miruna să fie cât ăsta. Hai să-l vezi, că se vede cu ochiul liber, că ăsta de aici nu-i poate să fie cât ăsta de aici. Au pe M, P, perpendicular. Unghiile astea sunt congruente, asta e comună. Dar atât. Corect. Atât. Ei, de aceea, neavând șansa așa, nici nu faci eforturi să te concentrezi pe culoarul acela. Că spui, măi, n-am cum, că nu folosesc deloc ipoteza, perpendicularitatea de aici, de aici. Nu. Ai înțeles? Și îndată, în triunghiul mare, Q, P devine înălțime, asta e înălțime, cele două înălțimi s-au întâlnit în M, M capătă peste noapte, adică imediat în etapa următoare, capătă calitate de ortocentru și atunci imediat îți spune, cea de-a treia care trece pe acolo, își ia tot înălțime. Și asta îți trebuia ție. Pentru că da? Orice triunghi are trei înălțimi. Da. Dacă tu ai două, a treia... Deci, orice triunghi are trei înălțimi, din vârfurile, cele trei vârfuri, și sunt concurente. Teoria spune că sunt concurente. Repet, am să vă arăt într-una direcție
concurența înălțimilor, a medianul, mediatoare, cum se demonstrează, dar acum încă nu avem suficiente argumente. Da? Dar tu reține ca un rezultat, cum spui, că mediatoarea este perpendiculară pe mijlocul unui segment și că toate punctele de pe mediatoare, am demonstrat asta, că sunt la egală distanță capetul segmentului, cum bisectoarea împarte unghiul în două părți. Dar mai are și o altă calitate. Toate punctele pe bisectoare sunt la egală distanță de laturile unghiului. Da? Aceste lucruri le reținem, am demonstrat așa ceva, iar cât privește concurența, concurența, toate în același punct, în același loc. Da? Înțeleg. Se întâlnesc toate în același loc. Bun. Nu aș putea spune că are o anumită calitate. Când distanța asta nu este cât asta și cât asta. Da? Deci, de ortocentru nu mai are o calitate așa cum o are concurența bisectoarelor. Îmi indică centrul cercului înscris. Iată, dacă iau un triunghiul are ca așa întâmplare și duc bisectoarea. Când am pornit cu bisectoarea, împart unghiul ăsta în două. Da? În două. Orice punct de aici și duc perpendiculară, e la egală distanță. Iarăși perpendiculară, e la egală distanță. Deci toate punctele din interiorul unghiului acesta de pe bisectoare se bucură de calitatea asta de egală distanță. Când o duc și pe bisectoarea asta la altă, iată, toate așa. Dar la acest punct este și pe bisectoarea asta și pe cealaltă. Dacă e pe prima bisectoare, înseamnă că distanța asta, prin perpendiculare măsură, da, distanța asta e cât asta. Nu neapărat așa trebuie să vină. Asta a fost în prelungirea bisectoare, dar și asta de aici. Pe de altă parte, fiind și pe bisectoarea asta de aici, distanța asta este cât asta. Adică, asta este. Și acum, asta e cât asta. 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 Deci, astea două între ele. Și atunci, dacă eu, punctul acesta e la egal distanță și de laturile unghiului acesta, înseamnă că punctul acesta e pe bisectoare. Și de aceea, ea este automat cea de-a treia tot bisectoare. Da? Și fiind la egal distanță, centrul cercului înscris. Că devine, nu, raze acesta devine. E cercul care e tangent, e în interior. Bun, hai să mergem mai departe. Problema 16, de la pagina 145. 16. De la pagina 145. Să ne uităm și la... Da. Să nu scurtăm peste. Stai. 37, domnule. Avem, avem. Da. Fie O, mijlocul ipotenuzei BC, a triunghiului dreptunghiul ABC. Deci e vorba tot de un triunghi dreptunghic. Da. O să-l desenăm tot așa ca mai înainte, cu vârful de 9 de grade în sus. Deci triunghi dreptunghic. O, mijlocul ipotenuzei BC. Uite așa. Unde e unghiul drept copii dacă BC e ipotenuza? În ce punct? A. 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 Deci A, B, C. Și O mijlocul lui BC. Și O mijlocul lui BC. Când am auzit din mijlocul O mijlocului BC, imediat mă gândesc, dacă aș duce perpendiculara pe O, da, în punctul ăsta, ce aș fi AD? Dacă duc perpendiculara pe mijlocul în segment. Perpendiculara. Ce este perpendiculară? Înălțime. Nu, că înălțimea trebuie și din vârf pleac. Dar perpendicularea din mijlocul unui segment, uite aici. Media. Mediatoare. Mediatoare. Adică BO e cât O cât și BO și cum e cât... Păi totdeauna fiind mijloc. BO e cât O cât. BO este cât O cât pentru că l-am și luat noi, ca fiind mijloc. Iruna, da? Dar ce... Când am dus perpendiculara, punctele de pe de oriunde m-aș opri, așa și cu asta, așa, tot timpul, astea sunt egale. Da? Notăm cu E și F intersecțiile perpendiculare în O pe BC cu dreptele AB, respectiv AC. Deci, vedeți că am dus perpendiculara pe mijloc, adică am dus mediatoarea. Autorul putea spune, duceți mediatoarea lui BC. Mediatoarea lui BC se intersectează pe AB, în ce punct?
Notăm cu E și F intersecțiile perpendiculare în O, B, B, C, cu dreptele AB, E. AB, E și? F. F. E și F. Da. Să se arate că A. Scriem întâi ipoteza. Scriem ipoteza. Avem ce în ipoteză? Triunghiul, triunghiul ABC. Și mai ne facem precizarea că măsura lui A e egal cu 90 de grade. Ce, cum se numesc astea două AB și AC ale unui triunghi dreptunghic? Hai, cine știe? Miruna și cu ceilalți? Adina? AB și AC. Cum se numesc? Cele două laturi care formează unghiul drept. Catete. Catete, da? Și BCC? Ipotenuză. Da? Deci, cele două se numesc catete și asta mare se numește ipotenuză. Deci, fie O, mijlocul ipotenuzei BC, a triunghiului dreptunghic ABC. Cum scrim asta, adică O e mijlocul lui BC? BC? BO. Spunem că O aparține lui BC. Lui BC. Așa încât... BO. Așa încât BO, BO e cât CO. BO congruent cu OC. Deci, O mijlocul e tradus matematic asta. Da. Notăm cu E și F intersecțiile perpendiculare în O pe BC cu dreptele AB respectiv AC. Hai să zicem, fie D perpendicular, notăm cu D dreapta asta. Fie D. De perpendiculara pe BC. Da, de perpendiculara pe BC, virgulă. De intersectează BC egal punctul O. Adică am spus că am dus o perpendiculară pe punctul prin O. Ați scris acolo O aparține de... lui BC. Astfel încât A. Așa încât. Așa încât, pe scurtat, adică, da? Așa încât, adică nu e la întâmplare ouă ăsta pe BC, ci el este într-o anumită calitate, că BO congruent cu OC. Da? Că e O mijlocul. Apoi, am dus dreapta D, Adi, D, am dus o perpendiculară pe BC. Și a intersectat AC1. D intersectează pe BC, dreapta asta. De, duce pe, intersectează pe A, B, în E. Corect. Deci, de intersectează. Vorbește tu, Adi. De intersectează pe A, B, în E. A, B egal cu mulțimea formată din punctul E. Apoi. De intersectează și pe... De intersectează și pe A, C. A, C în punctul F. În punctul F. Da. Bun. Bine. Până aici am scris. Să se arate că A. Concluzii, da? E este ortocentrul triunghiului BCF. Cine? E. E ortocentrul triunghiului BCF. Ortocentrul triunghiului BCF. BCF. F. Asta e la A și la B. F este ortocentrul triunghiului BEC. BEC. Și B, da? Da. F, ortocentrul. F, ortocentrul. Triunghiului BEC. E, e, O este perpendiculară pe AC, adică E, O e înălțime. Deci E, O e perpendiculară pe BC. Pe BC, și nu pe AC. Am zis pe BC. Bine. Deci E, O, Adi, E, O e perpendiculară pe BC. Bice, și adică E, O e înălțime. E, O e înălțime în triunghiul B, F, C, da? Da.
Bun. Adică perpendiculara din vârf pe latura opusă este înălțime. Da. Ai o înălțime. Acum... CA cum este? Care? CA este... Ce este dacă... A, este este înălțime pe BE. Sau perpendiculară pe BE. A. Așa și noi demonstrăm acum că F este ortocentru. Ne concentrăm la ce, la ce problemă, ce vrem să arătăm adică. Că E e ortocentru? E este ortocentru triunghiului B, F, C, da? B, F, C. Adică, ducând, ducând din vârf, așa trebuie plecam, ducând din vârful F înălțimea, e o dreaptă. Da. Din vârful C, trebuie să ducem perpendiculara pe B, BF, pe latura opusă. Am dus, am vreo perpendiculară dusă din, din C, cumva? Nu. Domnul profesor, dar făcă e în prelungire, nu? Și atunci B, E, îi... B, E... Deci, A de înălțimea dusă din punctul C pe latura asta nu avem dusă. Nu. Nu avem. Atunci zici, măi, poate avem înălțimea cealaltă dusă din Andra. Înălțimea din celălalt vârf. Poate din vârful B pe latura opusă. Pe FC. Am oare dusă înălțimea din B pe FC? Pe B. Adică perpendiculara din B pe FC? Da, nu B, ba nu. Da, B, F. Nu e perpendicular pe AC. Care? A, B, F. Nu e perpendicular pe AC? B, F, pe AC? Nu, adică. Bine. Deci, atenție, copii. Suntem cu ochii, deci ne focalizăm atenția pe triunghiul F, B, C. Și ca în orice triunghi, uite, vezi, Ali, în orice triunghi, trebuie să ducem înălțimile. Asta, da? Dacă două din ele le-am putea duce, păi, atunci ăsta este ortocentru și gata. Păi, dar în care triunghi, domn profesor? Da. Ei nu înțeleg în care triunghi. În BFC. În BFC vrea domn profesor. Păi nu că vreau eu. Bă, ce fă sau bă, fă, că vrea autorul, că eu n-aș vrea să-i facem chestia. Da? Deci autorul ne cere asta. Dar de ce tocmai ne poate să schimbăm datele? Nu schimbăm nimic. Dar, Adi, da. Dacă aș lua un triunghi așa. Da. Uite, un triunghi, așa, noi am tot dus înălțime într-un triunghi ascuțit unghic. Într-un triunghi ascuțit unghic, înălțimile s-au dus, ortocentru a apărut în interior. Dar acum ce? Nu pot să-l duc și înălțimile acum așa? A, B, C, triunghiul ăsta. Și dacă duc înălțimea de aici, din B, pică pe aici undeva? Pică undeva în exterior. Da? Înălțimea dusă din B, pe latura opusă, pică aici. Asta e perpendiculară. Da? Deci, atenție! Înălțimea din vârful B, iată, asta este, una din înălțime. Ea trebuie dusă din vârf perpendiculară pe latura opusă. Înălțimea dusă din C, atenție, trebuie să o duc pe latura AB, o prelungesc și trebuie să o duc perpendiculară. Asta e înălțimea. A, și că ea se întâlnește cu cealaltă înălțime aici? Da. E perfect. Și acel punct este ortocentru. Deci până acum ați fost obișnuiți de fiecare dată să surprindeți... Nu te eu pe acolo, domn profesor, și noi mai jos. Da. Atunci... Păi eu acum am făcut...
Gura de aici, da? Deci, atenție, Miruna. Mama, înțeles strădania mea aici. Noi nu. Dar ei nu. Dar eu nu. Eu am înțeles, da. Da. Eu sunt obligat acum să le iau în pădrată. Adi, când ți se dă un triunghi, un triunghi, oarecare, nu mai contează. De data asta l-am luat 8-ul zunghi, ca să mă apropii de figura de aici. Dar de ce nu l-aș lua ca acolo? Exact ca acolo. Păi este aproape ca acolo. Ce mai vrei? Exact ca acolo. Numai că l-am luat deoparte ca să vă arat ceea ce înseamnă ortocentrul unui triunghi, dus de data asta. Atunci, B e, după figură de noi, mă zic-o cât e. B e, cât a e, dar nu mă înfrământa, Adi. Nu am făcut decât atât. Adi, când duc înălțime, înălțime se duc din vârfuri, da. Din vârfurile triunghiului, pe latura opusă, perpendiculară din vârf pe latura opusă. Deci, am plecat din B și o duc perpendiculară pe latura opusă. Care e vârful, care e latura opusă unghiului B? A, C. Dar A, C trebuie să vezi numai atât, Adi. Deci să vezi și prelungirea pe dreapta suport. Deci trebuie să vezi pe A, C, toată asta, Adi, așa. Și eu plec din vârful B, perpendiculară înseamnă pe drumul cel mai scurt. Corect. Păi, perpendiculară nu pică, Adi, dacă aduci perpendiculară, nu pică pe aici. Pică în exterior. Pică în exterior, asta tot insist eu. Să vă arăt că unghiul ăsta, deci pică în exterior, nu în interior. Oare BA e perpendiculară de AC, domn profesor? În figura noastră, la desenul nostru? Oare BA, copiii, perpendiculară pe AC? Oare e perpendiculară? Avem vreun motiv să spunem că BA e perpendiculară pe AC? BA, mama, BA, e perpendiculară pe AC? Da, de ce nu? Nu cât de ce n-ar fi. Dacă ai un motiv din ipoteză, Adi. Din ipoteză oare? Ai? BA este pe AC? Păi, perpendiculară? Pe AC e unghi de 90 grade. Păi dată în ipoteză. Păi drept unghi puiilor. Uitați-mă, e de 90 grade. Așa atunci e perpendiculară. Deci în ipoteză, autorul ne spune triunghiul BAC. Triunghiul BAC, dreptunghi când A. Deci unghiul ăsta de 90 de grade, l-am și marcat aici. Păi la... și atunci BA e perpendicular pe AC. BA e perpendicular pe AC. BA e perpendicular pe AC. Deci BA capătă calitate de înălțime între unghiul BFC. Corect. Da? Între unghiul BFC, BA este în calitate de înălțime. BA. Și atunci înălțimea din B pentru triunghiul BFC care însemna perpendiculară din B pe AC, este așa asta, BA, iar perpendiculară din F. Pe cine trebuie să o duc eu perpendiculară din F? Pe BC. Pe BC. Este, tot din este tocmai FO asta, da? Da. Și atunci FO, înălțimea asta, cu înălțimea cealaltă, s-au întâlnit în punctul E. Da? S-o întâlnit în punctul E. Și atunci, iată că E este în poziția de ortocentru pentru triunghiul BFC. Da? Deci, eu este în calitate de ortocentru pentru că este întâlnirea a două înălțimi. Da? Iar a treia, de aici, care nu puteam duce noi. Care e a doua? Păi BA este perpendiculară pe AC, pe una din laturi. Da. Da? Pe FC. Deci, Miruna, hai să ordonăm mintea, să înțelegem așa, că dacă ai două înălțimi, ele se întâlnesc într-un punct și acela e ortocentru. Noi căutam să punem mâna pe două înălțimi pentru triunghiul FBC. Deci tu te uiți la FBC. Da? Și zici, perpendiculara din trun vârf, din cele trei vârfuri. Din F. F. O e foarte rapid. F, O. Dar nu puteam și din B. Stai puțin. F, O, da? F, O. Și acum F, O prelungită, e o dreaptă, da? Dar F, O era clar că este una din înălțimi. Și pe de altă parte... Pe latura F, C, care e tot una cu A, C. Latura F, C,
care e tot una cu AC, care e tot una dacă vrei să o pronunțim, da, cu trei de mult. Cu el ce și cu ce vrem noi. Perpendiculara din B nu pică pe aici undeva să o tai pe asta pe aici. Pică în afară. Pică în afară și pică exact în A. Că triunghiul, că unghiul B, A, C au fost dat de autor de 90 de grade. Și atunci B, A prelungită, ea este înălțime, că e perpendiculară pe A, pe F, C, pe A, C. Și este a doua înălțime pentru triunghiul F, B, C. Una este asta, înălțimea. Cealaltă înălțime este asta. Da? Cele două înălțimi s-au întâlnit în punctul E. Iar perpendiculara din C pe latura care B, F este tocmai a treia înălțime. Asta, a treia înălțime. Da? În felul ăsta B, F, F capătă, B, F, e perpendiculară pe, e o capătă calitate de ortocentru pentru triunghiul B, F, C. Da? Și problema este rezolvată, și punctul. Că nu ne-a cerut, și punctul celălalt este rezolvat acum, am pus da. Să părăsesc. Așa știam și eu, așa. Știți cu ce aici sunt ei în ceață și înțeleg da. Greu, domn profesor, faptul că pot pleca și în afara triunghiului. Păi în, dacă triunghiul este obtuzunghic, atenție copii, dacă triunghiul este obtuzunghic, ortocentru este numai în afară. Ați auzit? Deci asta băgați-o la cap. Triunghiul este obtuzunghic, ortocentru deci clar în afară. Numai în afară. Numai în afară, pentru că înălțimii se înțeles în exterior. Deci notați-vă. Copii, scrie la teorii. Vedeți când ați învățat teoria? Uitați, da, Andra arată. Scrie la teorii. Păi vedeți, noi n-am făcut decât... S-a trecut la problemele de 7 stele și de 3 stele, că asta au fost ca temă. Aha. Nu s-au făcut problemele de 8 și de 2 stele și de aceea ei s-au pierdut. Sigur că da. Facem construcția fără temelii, copii. Exact. De-aia ei s-a așa de pierdut. Da. Da, știați, dar... Da, super. Haideți să facem demonstrația că e tema. Și pe aceea lucrăm, fraților, că da, nu știți. Da, mai citim. Citim. Mai e o problemă. Mai aveți o problemă? 15. Dar am făcut-o pe 15. Am făcut-o antrenament. Am să vă spun ceva. Rămâne o obligație să știți și voi exact. Teoria. Exact. Și să lucrați dacă ne întâlnim, dacă ne întâlnim aici și începem cu citim teoria aici, timpul fuge, copii. Da, și lucrăm și o stea, două stele. O stea, două stele e problema exact. Voastră și aici lucrăm ceva mai frumos, așa, pe trei stele. Șapte. Și la șapte, dacă putem. Nu vreau, mă, ți-ai spus până la mie acasă, dacă n-ai da. Deci, trebuie ordonat făcută toată treaba. Ca să avem performanță, ne omorâm timpul aici foarte tare, eu insistând, pe niște lucruri, voi înțelegeți, spuneți, băi, nu pricep nimic să spun. Pur și simplu. Că nu știu teorie. Da, da. Nu au nicio informație. Nu știți ce e înălțime. Deci noi suntem în momentul care nu știm ce e înălțime. Ce e înălțimea? E perpendiculară înălțită din vârf. Nu pe mijloc. Perpendiculară. Din vârf. Pe la opusă. Pe la opusă, așa. Da, mă, da, da, cum mai pot. Nu bâlbâim și vă uitați-vă la definiție încă o dată. Da, nu. Cred hai să luăm de acolo clar, da? Sunt lucruri foarte, foarte neclare. Deci, între mediană, mediatoare, înălțime și bisectoare, dacă nu știți foarte clar ce face fiecare și ce înseamnă, nu putem face nimic. Dar nu mediana o să învățat, dar mediatoarea ați învățat-o. Bisectoarea, mediatoarea, înălțimea ați învățat. Ei, ăsta trebuie să le știm. Eu sunt aici. Da. Am ajuns la capitolul. N-am redactat. N-am redactat. Hai să redactăm. Haideți să redactăm. La, pentru A, domnul profesor. E ortocentrul lui B, G, F. Da, să redactăm. Da. Tipul. Acum mă uit. Da, dar putea redacta. 59. 59, oprește-l. Oprec.